domnule primar al Iașiului și primar ai Chișinăului și Cernăuțului, domnule președinte al Consiliului Județean, doamnelor și domnilor lideri politici, invitați de aici, din Iași, din Moldova și din întreaga Românie. Aș vrea ca în fiecare an, în 24 ianuarie, să aduc un omagiu Iașiului și Moldovei, celor care în urmă cu peste 150 de ani și de atunci încoace au sacrificat interesele locale pentru ideea de unitate. Faptul că în acest an, pentru prima dată, Parlamentul României a recunoscut prin lege ziua de 24 ianuarie ca sărbătoare națională este doar una din reparațiile morale pe care Iașiul și Moldova le merită. Și cred că datoria Bucureștiului și a restului țării pentru Iași și pentru Moldova mai are încă foarte mult de a fi achitată, de a fi plătită, de a fi realizată. Cred că toate eforturile prin care Iașiul, Moldova primesc o parte din ceea ce au dat României sunt justificate, cu atât mai mult cu cât parteneriatul pe care Iașiul are cu Chișinău și Cernăuțiu este în îndeplinirea aspirațiilor noastre naționale și europene. Vă urez dumneavoastră și tuturor ca nu doar în 24 ianuarie și în 1 decembrie și în fiecare zi a anului să vă gândiți că uniți suntem mai puternici și că dezbinarea este singurul nostru mare dușman. Vă mulțumesc, așa să ne ajute Dumnezeu. Adresăm invitația să ia cuvântul în preasfinției sale.